de ce refuză Putin să se întâlnească cu Zelensky. Explicațiile Moscovei Președinția Rusiei a respins, luni, ideea unui summit al președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, cerându-le puterilor occidentale să exercite presiunea asupra administrației de la Kiev pentru avansarea negocierilor. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a afirmat în mai multe rânduri că vrea o întrevedere directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea conflictului militar. Însă, Kremlinul a transmis luni că, deocamdată, nu se pune problema unui summit Rusia-Ucraina. Nu există nimic stabilit clar, niciun acord care să poată fi definitivat a declarat luni Dmitri Pescov, purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, citat de agenția Interfax și de publicația Der Spiegel. Dmitri Pescov a subliniat că este necesară avansarea negocierilor. Cei care au această posibilitate trebuie să-și folosească influența asupra Chievului pentru ca negociatorii ucraineni să aibă o atitudine constructivă la negocieri, a insistat Dmitri Pescov, potrivit Mediafax. Duminică, un oficial guvernamental turc a afirmat că Vladimir Putin nu este pregătit deocamdată pentru o întâlnire cu Volodymyr Zelenski. Președintele Zelenski este pregătit pentru o întâlnire, dar Putin crede că deocamdată pozițiile celor două părți nu sunt suficient de apropiate pentru discuții la acest nivel, a declarat Ibrahim Kalin, unul dintre consilierii președintelui Recep Tayyip Erdogan, citat de publicațiile The New York Times și The Times of Israel. Putin trece la planul B în Ucraina. Ar renunța la capturarea Chievului. După ce forțele ruse nu au reușit să obțină o victorie rapidă în Ucraina, unde războiul declanșat de Vladimir Putin a ajuns în a 26-a zi, Kremlinul ar putea trece la o nouă strategie pentru a-și asigura obiectivele teritoriale cheie, susțin în alți oficial citați de două al Street Journal. Vladimir Putin caută o pârghe pentru a obliga guvernul ucrainean să accepte neutralitatea, SUA și aliații săi au considerat că obiectivele inițiale ale președintelui Vladimir Putin erau de a captura Chievului în câteva zile și de a înlocui guvernul lui Volodimir Zelenski cu un regim prorus. Însă nimic din toate acestea nu s-a întâmplat de pe 24 februarie până în prezent. Un înalt oficial american susține că sunt indicii care sugerează că după mai bine de trei săptămâni de război sângeros, în care Ucraina a opus o rezistență acerbă, Vladimir Putin își schimbă tactica. Noul plan al lui Vladimir Putin, evaluat de înalți oficiali din cadrul administrației Biden și comunicat Casei Albe, este de a obliga Chievul să accepte pretențiile Rusiei asupra teritoriilor de sudul și din estul Ucrainei după ce a ocupat atât Crimea, cât și regiunile Danbasului în 2014, Rusia încearcă să asigure un pod pe uscat între vestul Rusiei și peninsula Crimea și să extindă controlul asupra regiunii Danbas, scrie de Wall Street Journal.